Iubiți frate și doamnelor și domnilor, vă invit cu respect să deschideți Sfintele Scripturi la Doi Împărați, capitolul 6. Voi citi primele șapte versete. Doi Împărați, capitolul 6, de la versetul 1 la 7. Să ascultăm cuvântul Domnului. Fiii prorocilor, au zis lui Elisei, Iată că locul unde locuim noi cu tine este prea strâmt pentru noi. Haidem până la Iordan ca să luăm de acolo fiecare câte o bârnă și să ne facem acolo un loc de locuit. Elisei a răspuns, Duceți-vă! Și unul din ei a zis, Fii bun și vină cu slujitorii tăi. El a răspuns, Voi merge. A plecat deci cu ei. Ajungând la Iordan, au tăiat lemne. Și pe când tăia unul din ei o bârnă, a căzut fierul de la secure în apă. El a strigat. Ah, Domnul meu, era împrumutat. Omul lui Dumnezeu a zis, unde a căzut? Și a arătat locul. Atunci Elisei a tăiat o bucată de lemn, a aruncat un locul acela și ferul de la secure a plutit pe apă. Apoi a zis, ridică-l și a întins mâna și l-a luat. Amin. În cuvântul Domnului pe care l-am citit, ne readucem aminte despre lucrarea miraculoasă pe care Domnul Dumnezeu a făcut-o cu profetul Elisei și prin profetul Elisei. Elisei este omul la care lucrare a mers mereu crescând și este omul care mergea după două principii. Primul, el mergea după principiul celui de sus, al lui Ilie după cum și noi trebuie să umblăm pe pământ după principiul celui de sus, al Domnului nostru Iisus Hristos. Și al doilea principiu era acesta. Pe pământ, Elisei se comporta de așa manieră încât nu compromitea deloc cuvântul pe care l-a învățat de la cel pe care îl reprezenta pe pământ, acum pe Ilie și noi la fel trebuie să fim, trebuie să ne purtăm de așa manieră, să vorbim de așa manieră, să slujim de așa manieră, încât să nu compromitem deloc pe cel ce a fost printre noi și pe care îl reprezentăm aici pe pământ, pe Domnul nostru Isus Hristos. Ca Elisei se să poată să-și facă lucrarea, el a avut nevoie de dublă putere de Duh Sfânt. Dumnezeu ne -a binecuvântat și pe noi la fel. Dacă Ilie a făcut să vină peste Elisei dublă putere de Duh Sfânt, Mântuitorul Iisus Hristos a făcut să vină peste biserică dublă putere de Duh Sfânt. Astfel, Duhul Sfânt este în noi, eu am 14 cu 17 și este cu noi. Este dublă măsură, dublă putere. Istoria aceasta ne spune că școala profetică pe care o conducea Elisei a început să crească. Și datorită faptului că această școală a început să crească, spre deosebire de seminarul teologic liberal din Betel, pe care l-a fondat Ieroboam I, fiii prorocilor, studenții, și-au zis, Haideți să construim o nouă școală, să mergem într-o nouă locație. Au venit la Elisei și au spus, uite ce vrem să facem. Dar au făcut o greșeală fundamentală. Uite ce vrem să facem, vrem să mergem la Iordan, să construim acolo o școală profetică. Ne-au spus lui Elisei, vină cu noi. Nu i-au spus. Tocmai de aceea Elisei le răspunde în versetul 2: Duceți-vă! A fost însă între ei unul mai cu minte și a dat seama că au făcut greșeală, și de aceea eu zis Profetului: Vino și tu cu noi. Deceaba mergem noi și facem școală teologică dacă nu este învățătorul cu noi. Exact cum s-a întâmplat și pe vremea. Uh, lui Moise. Moise a spus, Doamne, dacă Tu nu mergi cu noi, nu are rost să mergem nicăieri. Și același lucru trebuie să se întâmple din nou și cu noi în aceste vremuri. Fără de Domnul Isus Hristos, fără de puterea Duhului Sfânt, fără de prezența lui Dumnezeu, nu se poate face lucrarea lui Dumnezeu. Apoi în istoria aceasta ne se spune că un fapt bun despre acești studenți în profeție era că lucrau împreună. Nu toți aveau uneltele necesare ca să lucreze, de aceea în minunea aceasta ne se spune că unul dintre ei a împrumutat o secure ca să poată să taie lemne. Și apoi istoria se complică și de aici începe aspectul profetic și aspectul practic. În timp ce tăia lemne, bârnele acelea, bims, pentru construcție și urmau să o facă, fierul securii a căzut din coadă, din lemn, a căzut în apa Iordanului. Și omul a început să strige, vai de mine, era pierdut. De aici trebuie să ne dăm seama, frașesorilor, doamnelor și domnilor, că noi, ca oamenii lui Dumnezeu, avem o responsabilitate personală care ne-a fost încredințată fiecăruia. Fiecăruia. Doi împărat șase cu 5. Ah, Domnul meu, era cu împrumut. Adevărul mare este că tot ce avem ne s-a dat cu împrumut. Pe de altă parte, trebuie să ne ducem la autoritatea care ne poate ajuta atunci când am pierdut ce ni s-a împrumutat altfel ne pierdem de-a binele. Și apoi trebuie să observăm că este nevoie de o minune divină ca să poată să ridice din nou fierul din apa morții Iordanului. Și noi suntem ca și fierul acesta. Și noi ne comportăm la fel ca și unul din acești fii de proroci, din acești studenți. Slujba pe care o avem nu este a nostru, o avem de la Dumnezeu. Manifestarea puterii Duhului Sfânt, darurile Duhului Sfânt nu sunt ale noastre, sunt ale lui Dumnezeu, nu este așa? De deci ce tot ce avem trebuie să fie administrat cu multă responsabilitate. Cuvântul pe care îl vestim nu este al nostru. De deci ce Sfântul Apostol Pavel spunea lui Timotei 2, Timotei 2 cu 15, în parte drept, cuvântul Domnului. Nu este al tău. Nu-l strica. Dar probabil că, așa cum s-a întâmplat în această școală profetică, și dintre noi, unii și-au pierdut eficacitatea, și-au pierdut utilitatea în lucrarea lui Dumnezeu. Au devenit o rutină ca Samson sau apele Iordanului, care este simbolul morții, ne -au, -au, venit peste noi, poate peste unii dintre noi, și unii sunt ca și Dima, care l-a părăsit pe Apostolul Pavel, l-a părăsit pe Domnul. Ori, cum spunea Mântuitorul Iisus Hristos într-una din pildele sale, au năvălit peste unii dintre noi îngrijorările, spinii, mărăcinii. Și în felul acesta, ne-au prins lucrurile lumii și ne-am pierdut utilitatea, ne-am pierdut slujirea înaintea lui Dumnezeu. Vestea bună pe care o am pentru Biserica Emanuel și pentru tot ce ne ascultă este că dacă cineva se găsește în situația acestui fiu de proroc și în situația fierului care a căzut în apă, poate fi recuperat, Poate fi readus din nou în utilitate. Poate fi readus din nou în slujire. Frați și surori, doamnelor și domnilor, ne putem recapăta din nou bucuria mântuirii. Psalmul 51, versetul 12. Ne putem recapăta din nou bucuria Duhului Sfânt. Același psalm. Ne putem recapăta din nou bucuria părtășiei cu Biserica. Ne putem recapăta din nou bucuria de a sta la masa Domnului nostru Isus Hristos. În această dimineață, deci, aș vrea să vin în fața dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat Și fierul poate pluti. Și fierul poate pluti. Dumnezeu poate să facă minuni cu tine, Dumnezeu poate să facă minuni cu mine. Haideți -mi să vedem trei mari adevăruri din pasajul acesta care să le aplicăm apoi la viața noastră particulară, la familie, la biserică și să vedem dacă nu cumva este nevoie de o trezire în mine, o trezire în tine, o trezire în casă ta, o trezire în familia ta, o trezire în biserica, Emanuel, pentru ca să putem să fim utili în mâna lui Dumnezeu, să nu facem o lucrare de rutină. Să nu vinim de rutină la casa Lui Dumnezeu, să nu stăm de rutină la masa Domnului, să nu ne ridicăm de rutină aici la învon, să nu ne venim aici în față de rutină și să cântăm. Trei lucruri. Primul, să ne uităm la condiția fierului căzut. Fierul acesta care a căzut nu mai este util, este mort și nu are putere să se ajute nu are putere să se ajute. Și uitați-vă la trei aspecte pe care le are. Primul, fierul acesta și-a pierdut puterea de slujire. Și-a pierdut puterea de slujire. Și puterea de slujire a pierdut-o și fiul acesta de profet. Frații și surori, doamnelor și domnilor, slujirea lui Dumnezeu nu se face în putere omenească. Slujirea lui Dumnezeu nu se face în inteligență omenească. Slujirea Bisericii lui Hristos nu se face după abilități pe care le are cineva. Secretul slujirii înaintea lui Dumnezeu este ungerea Duhului Sfânt. Este puterea Duhului Sfânt. Dacă nu avem această ungere, dacă ne-am pierdut această ungere, ca șefierul acesta căzut, nu mai este putere de slujire. Nu mai este putere de slujire. Și această persoană divină, Duhul Sfânt, poate pleca de la tine, poate pleca de la mine, dacă îl mințim, fapte 5 cu 3, dacă îl întristăm, sistematic, Isaia 63 cu 10, Efesem 4 cu 30, dacă stingem Duhul, 1 Tesalonicen 5 cu 19, dacă bat jocorim pe Duhul Sfânt, Evrei 10 cu 29, dacă ne împotrivim Duhului Sfânt, fapte 7 cu 51, dacă blasfemiem pe Duhul Sfânt, Marcu 3, 22, 24. Deci în această dimineață când stăm în fața lui Dumnezeu și ne gândim că să și la masa Domnului, trebuie să ne gândim bine. Trebuie să ne gândim bine. Se poate pierde puterea de slujire. Și se poate pierde această putere de slujire, așa cum acest fiu de proroc și-a pierdut puterea de slujire, pentru că a căzut fierul, nu l-a mai avut. Rugăciunea cu care trebuie să stai și să stăm înaintea Domnului trebuie să fie aceasta. Doamne, nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt, dă-mi iarăși bucuria mântuirii. Rugăciunea cu care trebuie să stăm înaintea lui Dumnezeu în dimineața aceasta și în tot timpul, dacă vrem să rămânem în slujire, în fața Lui, trebuie să fie aceasta. În Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci este pace, neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt. Bucurie în Duhul Sfânt. Fierul acesta și fiul acesta de proroc și-a pierdut puterea de slujire. A doua, al doilea aspect al condiției în care el se află, el și-a pierdut puterea slujind. Aici este mare mirare. Deci poți să-ți pierzi puterea chiar slujind. Versetul 5 din 2 Împărați, capitolul 6. Și pe când tăia unul din ei o bârnă, a căzut fierul de la secure în apă. Cum și-a pierdut puterea? Slujind. De ce oare? De ce? Pentru că era la locul potrivit, la planul potrivit și totuși slujind și-a pierdut puterea. Cred că pentru două lucruri. Primul este vegherea. N-a vegheat. vegheat. Un instrument pe care îl folosești trebuie să-l cercetezi mereu, nu? Să-l veghezi. O unealtă pe care o folosești trebuie să-l îngrijită. Cu atât mai mult în lucrarea lui Dumnezeu. Trebuie să vechezi mereu la scopul pentru care lucrezi, la intenția cu care lucrezi, la inima cu care lucrezi, la gândul cu care lucrezi și cu cine te însoțești când lucrezi. Altfel, pierzi. Și al doilea aspect cred că este acesta. Cooperarea. El n-a dat dovadă de cooperare. Eu cred, și ascultați-mă cu atenție, fără să fiu dogmatic, dar cred că acest student care a împrumutat securea și a pierdut fierul securii, cred că acest student i-a zis lui Elisei, mergem să facem o casă, o școală nouă, fără să-l invite pe Elisei. Știți de ce? Pentru că se vede că el lucrează singur, este individual, măcar că este în mijlocul fiilor prorocilor, nu este preocupat de altceva decât de sine. Și aceasta face să se strice foarte mult în lucrarea lui Dumnezeu. Noi suntem aici sute de oameni care să slujim înainte lui Dumnezeu, dar în sutele acestea de oameni, eu nu pot să slujesc singur, nu pot să slujesc cu o minte singură, nu pot să slujesc detașat de biserică, nu pot sluji detașat de biserică. Noi trebuie să lucrăm împreună și să avem un singur scop și scopul nostru trebuie să fie Isus Hristos. Și apoi este cea de-a treia dimensiune a condiției acestui fier. Deci pe lângă că și-a pierdut puterea de slujire, pe lângă că și-a pierdut puterea slujind, el și-a pierdut ceea ce nu era a lui. Omul acesta a pierdut ce nu era a lui. Ah, Domnul meu, spune versetul 5, partea finală, era împrumutat. Era împrumutat. Frașii și surori, Urmăresc bine cuvântul Domnului. Biserica nu este a mea. Biserica este a lui Isus Hristos. Dar pot să pierd biserica. Pot să facă să se piardă biserica. Biserica este a lui Isus Hristos. Dar dacă în această biserică sau în biserica în care te închini, ai scopuri altele decât să-L înalți pe Domnul, să dezbin, să împar, să-ți faci un nume, să se vorbească de tine sau de mine, pierzi. Biserica ne-a fost dată nouă de Domnul Isus Hristos ca să lucrăm cu frică și cu înțelepciune în mijlocul ei. Călăuziți de Duhul Domnului și după cuvântul Sfintelor Scripturi. Slujba nu este a mea, ci este a lui Isus Hristos. Efeseni capitolul 4 cu versetul 11 spune, El a dat pe unii. De aceea, ține minte, dragul meu, și ține minte, pastore care predici, ține minte și cine ești tu, se poate pierde slujba. Pentru că nu este a noastră. De deci aceea sunt responsabil pentru slujbă. Ești responsabil pentru slujbă. Ah, Domnul meu, era împrumutat. Darul spiritual nu este al meu, nu este al tău. Este al Duhului Sfânt. 1 Corinteni 12, 1 la 11. Să nu creadă cineva că este important pentru faptul că Duhul Sfânt a deschis gura și a vorbit sau a spus o vedenie sau a avut un cuvânt al cunoștinței. Pentru că toate acestea le face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dar dacă eu sunt stăpânul darului pe care îl am, îmi pierd utilitatea. Îmi pierd utilitatea. Dragostea este a Tatălui Ceresc. 2 Corinteni 13, 14. 13 și 14. Harul este al lui Isus Hristos, 2 Corinteni 13 cu 14. Minunele sunt ale lui Hristos, nu sunt ale noastre, Marcu 16 cu 20. Talentul, dragul meu, nu este al tău, este al lui Dumnezeu. Graiul nu este uh, al meu, este de la Dumnezeu. Picioarele și mâinile le avem de la Dumnezeu, banii avem de la Dumnezeu, tot ce avem vine de la Dumnezeu. 1 Corinteni 4 cu 7. Iacob 1 cu 17, tot ce ni se dă bun și de se coboară de sus. De aceea trebuie să știm că suntem responsabili de lucru pe care îl facem și de lucru care ne s-a încredințat. Amin? Amin? Ești responsabil cum dai mâna cu cel ce intră în biserică. Ești responsabil de hârtia aceea pe care ai văzut-o jos și n-ai ridicat-o. Ești responsabil de felul cum te uiți la cineva. Ești responsabil de tonul cu care vorbești. Ești responsabil de felul în care cânți, de intenția cu care cânți. Dumnezeu ne-a dat lucruri binecuvântate, ne-a dat lucruri frumoase și pentru că El ne-a dat, toate sunt importante. Toate sunt importante. De aceea să ne uităm nu cumva să pierdem ce nu al nostru. Să pierdem ce nu e al nostru. Doamne, păstrează ne slujba. Păstrează ne viața, păstrează ne umblarea, păstrează ne Doamne Dumnezeule. Mă mi-aduc aminte, eram în, 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 în România, într-una din misiunile pe care uh, le-am făcut la institut, uh, și m-am dus într-un sat într-o seară la evangelizare. Și am spus fratelui care mă ducea cu mașina, opriți mașina, frate Puiu, era Puiu Noriu. A oprit mașina, m-am dat jos din mașină, pentru că pe marginea străzii era un om fără picioare și cerșea la marginea satului. M-am dus și i-am dat ceva. Am intrat înapoi în mașină și mă întreabă fratele Puiu, de, 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 ce au oprit, frate Gog? Trebuia să-mi spuneți mie să o și să mă duc eu să-l ajut, că eu stau mai bine decât dumneavoastră. Și am zis, mie mi-a vorbit Domnul, eu să mă duc să-l ajut. De-aia nu oprit mașină. Am slujit și când s-a terminat serviciul divin, omul acesta mi-a zis, frate Gog, mi-e rușine de mine. Știți de ce? când am venit la biserică, când am venit să vă iau să vă duc aici în satul ăsta la biserică, am avut niște schimburi de vorbe neplăcute cu soția. Și știți pe ce temă? Nu mi-a plăcut pantofii care mi-a dat ca să mă încalț să vin la biserică. Ăștia sunt pantofi de 300 de dolari și eu am vrut să mă încalț cu niște pantofi de 450 de dolari. Însă vreau să vă spun ceva, frate Gog nu mă mai interesează niciodată prețul unei încălțăminte, pentru că la ce bun dacă n-ai picioare, unde pui pantofii? Dar Dumnezeu mi-a dat picioare să fiu mulțumit cu ele. Să fiu mulțumit cu ele. Dumnezeu ne-a dat toate lucrurile. Suntem responsabili pentru ele. Ne-a dat biserica aceasta, suntem responsabili pentru ea. Ne-a dat casa aceasta de rugăciune, suntem responsabili pentru ea. Ne-a dat harul acesta să lucrăm împreună, suntem responsabili, frați și surori. Ne-a dat un cor, ne-a dat orchestre, ne-a dat o fanfară, ne-a dat grupul de închinare, ne-a dat slujitori, ne-a dat oameni cu care să putem să lucrăm, suntem responsabili. Și nu uitați, se poate pierde puterea de muncă, de lucruri, de slujire? Se poate pierde slujind și pierdem ce nu e al nostru. Asta este marea problemă. Pierdem ce nu e al nostru. Ne-ați observat, dumneavoastră, că de multe ori se întâmplă și românii aveau o vorbă destul de înțeleaptă în această direcție, întotdeauna când împrumus lucrul ăla să strică. Aduceți-vă aminte de proverbul acesta, nu? Și este rău când ce nu-ți aparține să strică. E mai scump atunci de reparat. În al doilea rând, pași spre recuperarea fierului. Poate să fie recuperat fierul? Poate să fie. Poate să fie recuperat acest fiu de proroc care este atât de independent și cu minte numai pentru el? Poate. Poți tu să fii recuperat? Se poate. Poți să-ți recâștigi utilitatea, poți să-ți recâștigi bucuria mântuirii, poți să-ți recâștigi bucuria Duhului Sfânt. Poți să-ți recâștigi pacea, poți să-ți recâștigi familia, poți să-ți recâștigi locul în casa lui Dumnezeu. Cum? Două aspecte în pacea aceștia. Primul aspect este acesta. Fii conștient de pierderea ta. Fii conștient de pierderea ta. Din nou, versetul 5. A căzut firul de la săcure în apă. El a strigat: Ah, Domnul meu! Era împrumutat. Dacă nu ești conștient că ai pierdut, n-ai să găsești. El a și strigat: Ah, Domnul meu! Nici nu era al meu și acum trebuie să mă duc înapoi la stăpân. Fii conștient dacă ai pierdut. Te mai rogi cum te-ai rugat. Mai ai bucuria pe care ai avut-o. Te mai însoțește vorbirea în altă limbă. Suntem într-o biserică pentecostală după ce te a botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Te mai cercetează Duhul Domnului la cântare. Mai poți să și o, o lacrimă când auzi Cuvântul lui Dumnezeu și când simți, când este prezența lui Dumnezeu în biserică. Dacă totul este rece, dacă totul este rutină, dacă totul este mort sub apa Iordanului, nicio bucurie, nicio bucurie. Fii conștient de ce ai pierdut. Mărturisește-te, pocăiește-te, întoarce-te la Domnul Isus Hristos, ce iertare de la frații pe care i-ai supărat și i-ai jignit, ce iertare de la familie, practică restituția asumă responsabilitate pentru partea ta și nu spune, el m-a împins, ea m-a împins. Pentru că în final, eu am făcut și tu ai făcut. Nu te-a împins nimeni. Diavolul nu te ia în brațe, n-a luat pe nimeni în brațe să te pune în, 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 brațele, în, în brațele unei străine. Nu face lucrul acesta. Te duci tu. Te duci tu. Deci ea, responsabilitatea este a ta responsabilitatea este a mea. Fii conștient de pierdere. Și al doilea, du-te la autoritatea potrivită. 2 împărat 6, 5 la 6. Și pe când tăia, unul din ei o bârnă, a căzut firul de la secure în apă. El a strigat, ac, domnul meu, era împrumutat. Omul lui Dumnezeu a zis, unde a căzut? Du-te la autoritatea potrivită. Dacă în această dimineață, stând aici în casa de rugăciune, sunt în fața Evangheliei, sunt în fața lui Dumnezeu, a Dumnezeului Trinitar, a Tatălui Ceresc, a Domnului nostru Isus Hristos și a Duhului Sfânt, te simți în această predică, te simți în acest cuvânt, te simți în această stare, îți dai seama că ți-ai pierdut utilitatea, îți dai seama că nu mai ești eficace, ți-ai pierdut bucuria mântuirii, întoarce-te din nou către Dumnezeu. Așa cum spune David în Psalmul 51. Ai mire de mine, Dumnezeule. Ai mire de mine. Căci îmi cunosc bine fără de legea Împotriva ta, nu mai împotriva ta împăcădui Și am făcut ce este rău Spune-i Domnului El este autoritatea care te curăță Care te spală, dar trebuie să vii cu pocăință Trebuie să-i spui exact Ce ai pierdut, de ce ai pierdut Cum te doare și străzi și spui, Doamne, vreau să, vreau să intru din nou în bucuria părtășiei mele cu Tine. Pentru că și David a ascuns o vreme, citit Psalmul 32, spune, Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, a intrat în depresie și depresia aceasta a făcut ca să aibă probleme apoi fizice, probleme de sănătate. Atunci ți-a mărturisit păcatul meu și Tu, a iertat vină fără de legea mea. Nu preotul te iartă, nu pastorul te iartă, nu episcopul te iartă, nu papa te iartă. Iertarea o dă Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea în această dimineață când vrem să stăm și la masa Lui, întoarce-te către Domnul întoarce te la El care poate să ierte și nu obosești iertând, spune Sfânta Scriptură. Suntem în viață și putem să venim la El. Și apoi, în al treilea rând și în ultimul rând, și fierul a plutit. Și fierul a plutit. Cuvântul Domnului spune în versetul 6, Atunci Elisie a o bucată de lemn, a aruncat un locul acela și fierul de la secure a plutit. Ce minunie! Fierul nu plutește. Când tu și cu mine suntem ca un bolovan, nu plutim. Ne afundăm. Dar Dumnezeu poate să facă această minune. Fierul să plutească. Știți cum? Două lucruri. Două lucruri. Primul. Recunoaște locul pierderii. Uitați ce spune Elisei. Omul Dumnezeu a zis, unde a căzut? Și i-a arătat locul. Frați și surori, doamnelor și domnilor, problema noastră este aceasta. Nu ține minte ce trebuie să minte. Dar dacă vrei să ajungi să dai de capăt la problemă, du-te la originea ei. Du-te la originea ei. Unde ai căzut? Unde ai căzut? Când ți-ai pierdut bucuria mântuirii? Când ți-ai pierdut bucuria în Duhul Sfânt? Când ți-ai pierdut bucuria pentru casa lui Dumnezeu? Când ți-ai pierdut bucuria pentru Cuvântul lui Dumnezeu? Du-te la origine. Du-te la origine. Vezi rădăcina problemei. Vezi unde, de unde ai căzut. Uite-te la aspectul acela, la dorința aceea, la patima aceea, la nevegherea aceea, la vorbirea aceea, la neglijența aceea, la privirea aceea, la gustul acela, la gândul acela, la fapta aceea, la amânarea aceea, la indiferența aceea. Du-te la origine! Nu fi general, că e plină lumea de general. Și cei mai mulți nu fac nimic, nu aș poartă titlu. Știu ce am de făcut, spunea unul. Știu ce am de făcut. Știu care mi-este problema. Știu unde am căzut. Știu ce mă frământă. Îmi știu gândurile, îmi știu conștiința, îmi știu faptele, îmi știu dorințele, îmi știu, îmi știu înclinațiile. Acolo du-te, dragul meu. Acolo du-te. Pentru că dacă nu te duci la originea problemei, problema crește mai departe. Iov spunea aceste cuvinte înțelepte, zice, un lemn, un plop, un lemn tăiat și uscat, zice, tot mai dă odrasle la mirosul apei. Ați auzit? Chiar dacă e tăiat, zice, când miroasă apă, când plouă, când vine plouă, rădăcina începe să să crească. Ei, dacă n-ai rezolvat problema de la rădăcină și n-ai tăiat rădăcina, iară crește patima aceea, iară crește dorința aceea, iară crește atitudinea aceea, iară dă lăstari poziția aceea. Iară îți pierzi bucuria. Iar îți pierzi utilitatea. Du-te la originea lucrului. Și apoi, al doilea aspect este acceptă minunea acceptă minunea. Din nou versetul 6 și 7. Omului Dumnezeu a zis, unde a căzut? Și a arătat locul. Și uitați aici. Atunci Elisei a tăiat o bucată de lemn, a aruncat un locul acela și ferul de la secure a plutit pe apă. Apoi a zis, ridică -l. Și a întins mâna și l-a luat. Frasii surori, Doamnelor și domnilor, dacă nu mergem la originea problemei, nu ne putem ajuta și nu ne poate ajuta nimeni. Dar dacă ne-am dus la originea problemei și această problemă o dăm Domnului Isus Hristos, totul este rezolvabil. Pentru că în această, în această scenă profetică uh, nu este nu este nimic după logică omenească. Imaginați-vă că Elisei a avut și el securea lui. A tăiat o bucată de lemn, o bucată mai mică de lemn, aruncat-o în apă. Să poți, să să arunci în apă toți copacii, că nu se ridică fierul din apă. Nu se ridică. Când profetul Moise, în Exod 15, 22, la 26 spune: Au ajuns la un loc numit, știți cum? Mara. Adică amărăciune. Amărăciune. Când au ajuns la mara și au început să murmure că apa nu este bună, că este amară, ce a făcut profetul Moise? A tăiat o bucată de lemn. A aruncat-o în apă și apa s-a făcut bine. Ei, bucata aceasta de lemn, frate și și domnilor, reprezintă tipologic pe Domnul nostru Isus Hristos. În Luca 23 cu 31 este Isus care personal folosește aceste cuvinte când spune Dacă lemnul lui verde îi se face, ce se face pentru că îl bagiocoreau, îl scuipau, nu și-l duceau să-l răstignească. Dacă lemnului verde îi se întâmplă aceste lucruri, deci el este lemnul acela, el este lemnul care vindecă. Nu se ridică firul din apă să arunci o sută de copaci natural, dar când îl se lasă pomul cel verde, Iisus Hristos, nu este fier să nu plutească. Nu este om, oricât de greu, oricât de păcătos, oricât a pierdut să nu fie binecuvântat cât își întinde Dumnezeu mâna prin Domnul Iisus Hristos. Dar aici este marea problemă. Accepți tu această minune? Profetul Isaia spunea în, psalm, în, în, capitolul 53, zice, cine a crezut ceea ce ni se vestise? Cine a crezut și a cunoscut brațul Domnului? Ia auziți auzit mai departe ce spune. El a crescut înaintea lui cum? Ca o drazlă, ca o creangă subțirică, fără importanță. Ca o draslă slabă. Și noi spune, l-am privit și am crezut că e pedepsit de Dumnezeu. Dar El purta păcatele noastre. El purta fără de legile noastre. O drasă aceasta, lemnul acesta, fără importanță, este singurul care poate să-ți poarte păcatul, să-ți poarte fără de legea, să-ți poarte neputința, să-ți poarte neutilitatea, să-ți poarte lipsa de dragoste, să-ți poarte toate defectele tale și ale mele. Și din tine, dintr-un lemn scat, să facă un lem binecuvântat. Dar trebuie să accepti că numai Iisus poate aceasta. Nu te poți reforma singur. <coughs> nu te poți reforma singur. Trebuie să lucrezi cu Dumnezeu. Pentru că dacă te reformezi singur, este ca și când... Mai țineți minte mașina aceea celebră, nemțească, Trabantul? Mai țineți minte, nu? Era cea mai lungă mașină din România. Era 15 metri cu fum după ea. Dacă ai un trabant și îi pui emblemă de Mercedes, îl vinzi ca Mercedes? Tot trabant este. Reformă personală din neutilitate spirituală când ești sub apa morții Iordanului, nu se poate face. Cel ce face această reformă cu tine este Isus Hristos. Deci ia, în această dimineață, stând în fața lui și în fața Evangheliei, stând înaintea lui Dumnezeu ca să ne apropiem și de uh, cina Domnului, frași și surori, doamnelor și domnilor, vă încurajez, spuneți Domnului Isus Hristos problema. Spuneți-i lui neputința. Spuneți-i lui păcatul. Recunoaște. Și recunoaște cu responsabilitate. Ah, Doamne Iisuse, eu am pierdut. Eu am fost nevegător. Te rog, ai mire de mine. Curățește-mă. Spală-mă. Nu lua de la mine dul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii. Zidește în mine, Doamne, un duc nou și statornic. Fă-mă un om stabil fă responsabil, Doamne, și îngăduie-mi apoi să iau viață din trupul Tău, împărtășindu-mă cu trupul și cu sângele Tău. Ai milă de mine, Dumnezeule! Și Dumnezeu are, pentru că este plin de milă, plin de îndurare, bogat în bunătate și îndelung răbdător. De aceea sunt eu aici, de aceea ești Tu aici, pentru că este bogat în bunătate și îndelung răbdător. Avem un Mântuitor glorios! Mulți îl desprețuiesc și se uită la el ca la o odraslă slabă, dar odrasla aceasta slabă face fierul să plutească. Cine a putut să se gândească, cum zicea profetul Isaia, cine și a mai putut pune în minte așa ceva ca un lemn uscat? Să înverzească iară. Cine și-a putut să se gândească ca un popor să se nască într-o zi, Israel? Cine a putut să se gândească ca o limbă să se nască într-o zi, tot în Israel? Cine a putut să crească că dintr-un bețiv se poate face un om nou? Cine a putut să crească că dintr-un om destrăbălat se poate face un sfânt al lui Dumnezeu? Cine a putut să crească că din oameni din nimic Dumnezeu face fie împărăției lui? Cine? Iar aceasta o face Isus Hristos. Mântuitor. De ce te încurajez, vino în fața lui și vino înaintea lui cu starea ta și vei vedea că și fierul plutește. Cât ești de greu și la precepere, ca să nu zic la cap și la gândire cât suntem noi de grei în multe lucruri. Dumnezeu ne poate schimba și ne face oameni modelați după chipul său. Ne dă mintea lui Hristos, o minte nouă, o gândire nouă, o vorbire nouă, o atitudine nouă, o umblare nouă, o glorie Domnului.